Consiliul Județean a fost legal convocat prin dispoziția numărul 340. Dacă îmi permiteți, încep ședința. Roxana? Consiliul Județean a fost legal convocat prin dispoziția numărul 340 din 23.09.2022 a președintelui Consiliului Județean, comunicată în termenul prevăzut de lege consilierilor. La ședință, din totalul de 36 de consilieri județeni în funcție, sunt prezenți 33 în sală, domnul consilier județean vreme online, deci 34. Ședința este legal constituită, deci își poate desfășura lucrările. Bineînțeles că la ședință am invitat să participe și directorii de direcție și din aparatul de specialitate. Pentru ședința de astăzi, proiectul ordinii de zi este următorul. 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 19.09.2022. Proiectul de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare durabilă a județului Bacău în orizontul de timp 2021-2029, elaborată în cadrul proiectului Bacău Smart County, cod Sipoca Smith 808, 13.136013, finanțat prin POCA 2014-2020. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizare DG 117B, Scăriga, intersecție DG cu 117, Poiana, Helegiu, intersecție DN11, tronson Poiana-Helegiu, DN11 în lungime de 2,1 km, județul Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat aferent proiectului de creștere a eficienței energetice în clădirile publice Filarmonica Mihai Jora Bacău, depus în vederea finanțării prin programul Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, derulat prin administrația Fondului pentru Mediu. 5. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 14 metri pătrați din zona drumului județean DJ-119B, situat în sat Hemiuș, comuna Hemiuș, din județul Bacău, aflată în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea SC Delgaz Grid SA. 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a județului Bacău pe anul 2022. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 2 la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 39 per 2016 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la unele instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău cu modificările ulterioare. 8. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor 1 și 2 la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 119 privind aprobarea hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 119 pe 2022 privind aprobarea organigramei a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului Județean de Urgență Bacău. 9. Proiect de hotărâre privind exproprierea unor imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes județean, consolidare drum cu zid de sprijin DJ 252 Buhoci-Bibireș, kilometru 121+630, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind plata cotizației anuale județului Bacău în calitate de membru către Asociația Grup de Acțiune Locală GAL Confluențe Moldave pentru anul 2022. Proiect de 11. Proiect de hotărâre privind plata cotizației anuale a județului Bacău în calitate de membru către Asociația Grupului de Acțiune Locală GAL Plaiurile Bistriței pentru anul 2022. Supun la vot proiectul ordine de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 35 de voturi, ordinea de zi a fost aprobată. De asemenea, supun la vot
În conformitate cu prevederile articolului 135, aliniatul 8 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte. 1. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de achiziție a unui teren arabil situat în extravilanul Comunei Corbasca, județul Bacău, identificat cu număr cadastral 62.122, aflat în proprietatea unei persoane, prin procedura negocierii directe, astfel cum a fost acesta reglementat, prin hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 228/2018, privind aprobarea regulamentului privind achiziția de bunuri imobile în domeniul public sau în domeniul, sau în domeniul privat al județului Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor bunuri imobile situate în Onești, strada Păunescu, numărul 1, aflată în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, în favoarea protoieriei Onești. 3. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului general Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău pentru ca în numele și pentru unitatea administrativ-teritorială a județului Bacău să obțină avizele, acordurile, certificatele, autorizațiile pentru obiectivele de investiții realizate prin Programul Național Angel Saline și recunoașterea ca opozabile județului Bacău celor obținute în diferite etape ale derulării programului. 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special a reprezentantului legal al județului Bacău în adunarea generală ordinară a acționarilor ASECE Compania Regională de Apă Bacău S.A. convocat pentru data de 19 octombrie 2022, ora 15. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului. Supun la vot suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Văzând ordinea de zi, l-am invitat astăzi și pe Părintele Protopop Bârgoanu să se alăture nouă și atunci când vom ajunge la punctul care privește și protoieria Onești, o să rog să ia cuvânt. Vă mulțumesc pentru participare. Suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată. Vă mulțumesc. Adoptarea în regim de urgență a proiectului înscris la punctul 1 de pe proiectul ordine de zi suplimentar este motivată de faptul că achiziția are ca scop realizarea unor lucrări urgente de consolidare și stabilizarea unor versanți și a taluzului pe raza DG206B, DG252 și DG252C. Adoptarea în regim de urgență a proiectului înscris la punctul 2 de pe proiectul ordine de zi suplimentară este motivată de faptul că protoieria Onești, prin adresa numărul 658, înregistrată la Consiliul Județean sub numărul 23600 din 2709, a solicitat darea în folosință a unor imobile din domeniul public al județului Bacău, în regim de urgență, având în vedere necesitatea demarării cât mai rapide a unor proiecte cu impact social care au grup țintă persoane defavorizate de pe raza protopopiatului Onești. Adoptarea în regim de urgență a proiectului înscris la punctul 3 de pe proiectul ordinei de zi este motivată de faptul că scopul realizării obiectivului de investiții care fac obiectul mandatului acordat prin proiect de hotărâre propus este creșterea gradului de modernizare a comunității locale prin realizarea investițiilor în infrastructura locală de drumuri județene și sporirea gradului de siguranță a circulației. Procedurile specifice de autorizare, avizare, știți că durează foarte mult, ca atare am mandatat drumurile județene, propune să mandatăm drumurile județene pentru obținerea acestor. Referitor la proiectul înscris la punctul 4 de pe ordinea de zi, termenul limită de transmitere a voturilor acționarilor este data de 17.10.2022, fapt pentru care este necesară adoptarea în regim de urgență a proiectului de hotărâre propus. Adoptarea în regim de urgență a proiectului înscris la punctul 5 de pe proiectul ordine de zi suplimentară este motivată de expirarea mandatelor membrilor Comisiei pentru Protecția Copilului numiți prin hotărârea Consiliului Județean numărul 152 din 2017. La punctul 1 dau cuvântul doamnei secretar general pentru a supune spre aprobare procesul verbal al ședinței din data de 19.09. Vă rog, doamna secretar general. Mulțumesc, președinte. Conform prevederilor codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
La începutul fiecarei ședințe, secretarul general al Consiliului Administrativ Teritorial supun spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere dispozițiile menționate, supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței Consiliului Județean din data de 19 septembrie 2021. Supun la vot cine este pentru, voturi împotrivă, abțineri. Da? Mulțumesc. Procesul verbal a fost adoptat. În continuare dau cuvântul doamnei secretar general. Mulțumesc, domnule președinte. Consilierul județean, aflat în una dintre situațiile de conflict de interese, are obligația să anunțe la începutul ședinței Consiliului Județean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se consemnează în mod obligatoriu procesul verbal al ședinței. Consilierul județean nu mai este luat în calcul pentru formul necesar adoptării hotărârii Consiliului cu privire la care acesta și-a anunțat interesul și nu are drept de vot la adoptarea acestui hotărâri. Vă mulțumesc, Vă rog, domnul consilier Drăiman. Doamna doctor, vă rog. La punctul 6, prejudicarea de buget, întrucât sunt sume de 100 de euro. Cine? Domnul Andrieș? La punctul 6 de pe ordinea de zi și la punctul 5 de pe ordinea suplimentară. Mulțumesc. Domnul... Din partea din Consiliul de Administrație, la punctul 4, la 6 și 7 de pe ordinea de zi. Domnul... Notat. Da. Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare durabilă a județului Bacău în orizontul de timp 2021-2029, elaborată în cadrul proiectului Bacău Smart County, cod Sipoca Smith 808/136013, finanțat prin POCA 2014-2020. Aici am să vă rog, v-am pregătit, stimați consilieri județeni, o prezentare a proiectului, o prezentare care, de fapt, e o prezentare integrată cu două proiecte, este o extindere a unui proiect inițial de creșterea calității în administrația publică. Am să vă rog să stingeți lumina. Proiectul Smart County înglobează și dezvoltă ceea ce a fost inițial, mă refer la partea de portal, apoi servicii publice de calitate la nivelul județului Bacău. Te rog, nu derula ca să putem să... Și vine integrat apoi cu Bacău Smart County. O să prezint relativ pe scurt. E digitalizarea. Primul este pentru digitalizarea instituției Consiliului Județean și nu numai. Al doilea vine și introduce și de mai departe, introduce și alte localități de la nivelul județului Bacău, dar în cadrul acestui proiect s-a elaborat și strategia de dezvoltare a județului. Cele două proiecte ca valoare le vedeți afișate, sunt fonduri europene, e și o cofinanțare a noastră, un 2%, dacă nu mă înșel, finanțare națională 2%, nu, finanțarea noastră 2%, 13% finanțare națională și finanțare UE 2.545. Al doilea proiect, Bacău Smart County, e 3.369.338, finanțare UE 2.863, finanțare națională 438 și CJ 67.387. O să enumăr succint, dar de fapt o să explic mai, o să fiu mai pragmatic în explicarea acestui proiect.
Acest proiect se referă în final la o digitalizare completă a documentelor din cadrul și a circulației documentelor din cadrul Consiliului Județean, atât cu exteriorul, cât și cu ceea ce se lucrează în interior, back office, front office, iar o parte dintre, adică majoritatea a ceea ce intră în Consiliul Județean sunt înregistrate în infocet, prelucrează, se transmite de la unul la celălalt în funcție de repartițiile pe care le avem, se semnează electronic și la fel este și răspunsul, tot electronic. Nu este o muncă ușoară, e greu și pentru colegii noștri care lucrează până se vor obișnui și noi lucrăm și eu lucrez tot în același sistem, dar să știți că a devenit extrem, extrem de util și plus că se vede o trasabilitate a documentului, pe de o parte, pe de altă parte și o urmărire a documentului pe traseu, unde se află și ce probleme are, dacă se întoarce, nu se întoarce înapoi, efectiv se referă la calitatea actului administrativ. Ca să nu zic că putem măsura activitatea fiecărui coleg, pe de o parte, prin ceea ce lucrează în acest program. Al doilea proiect, care e în continuare cu primul sau s-a vrut complementar, în primul rând aduce o noutate. Pe de o parte, strategia de dezvoltare a județului a fost elaborată de specialiști. Strategia de dezvoltare prevede câteva direcții generale, obiective generale. Din obiectivele generale ale acestei strategii se transpun în obiective specifice, apoi pentru ceea ce lucrăm în cadrul Consiliului Județean, atât dumneavoastră ca și consilier județean, cât și aparatul executiv, se va lucra sub fiecare obiectiv din această strategie. Și am să vă dau un exemplu, dacă spunem că dezvoltăm infrastructura medicală și apare în strategie obiective generale, atunci tot ce înseamnă investiții din zona infrastructurii medicale, repartizat pe echipe de lucru, vor lucra în acest mod măsurabil cu determinat în timp și cu indicator de calitate și de performanță. Apoi, un lucru extrem de important, cred că asta e partea care este și cea mai dificilă de implementat, dar suntem într-o fază avansată, eliberarea certificatelor de urbanism, depunerea și eliberarea certificatelor de urbanism în mod electronic. Avem, o să îl rog pe colegul să dea mai departe, cu componenta GIS, pentru că știți foarte bine că cea mai delicată problemă este de a avea acces la toate datele și de a te plimba de la un avizator la altul. Se dorește crearea unei camere virtuale în care să depună documentația într-un final, cam asta va fi finalul, să se depună într-o cameră virtuală care fiecare să-și pună viza și atunci când documentul este complet corect și elaborat în condițiile legii, să iasă autorizațiile de construcție sau avizele de specialitate. Noi avem protocoale de colaborare cu toate unitățile avizatoare, și cam toți au depus, au trimis documentații în așa fel încât le-am încărcat în program. Sperăm ca cât mai curând să putem elibera certificatele de urbanism. Noi deja suntem în faza în care putem elibera, dacă se depune electronic, eliberăm electronic.
De asemenea, asta e o activitate a primului proiect, dar de mai departe să curgă și eventual mai completez. Deci, vedeți, astea sunt activitățile care s-au dezvoltat în cadrul acestui proiect. Este o muncă de un an jumate, cam așa, 2 ani. Aici vedeți și portalul web cu serviciile electronice din primul proiect. Și vedeți și depunere de electronică de solicitări. După cum vedeți, 1.596.707 de documente format A4 și A3 au fost scanate și trecute în arhiva electronică, nu? 84.797 documente format A2, A1 și A0. Colegii care lucrează, 78 de angajați au fost școlarizați. Apoi Smart County. Fluxul informatic, după cum vedeți, certificatul de urbanism, autorizația de construire, avizul structurii de specialitate, certificat de edificare, avizul de oportunitate și avizul arhitectului șef. Și aici aveți și prezentarea de pe site-ul nostru, care funcționează în acest moment. După cum vedeți, solicitările se depun online sau OAT-uri, care aparțin, noi avem 11, dacă nu mă înșel, Ramona, 11 OAT-uri care sunt implicate sau am extins la... Da. Deci, proiectantul întocmește documentația și poate să depună depune cererea de eliberare a actelor solicitate online. Apoi, componenta GIS, care, din punctul meu de vedere, mi se pare cea mai importantă, pentru că fără acest element nu putem să avem o cunoaștere completă ceea ce avem în județ, din punct de vedere al utilităților. Astea sunt încărcate deja în program și funcționează. Aici aveți o exemplificare a modului de lucru. Plus că există și posibilitatea ca cetățeanul să vadă în ce fază se află documentul acestuia. Bine, aici sunt efectiv rezultatele proiectului, la ce ne ajută. În mod cert, ați și văzut că traseele de transport, care sunt acum valabile, sunt deja puse pe site, se poate vizualiza, au toate datele și va fi actualizat după ce se va contracta, se va delega serviciul de transport. Am spus așa în mare că deci 14 primării avem, noi sperăm să extindem, intenționăm ca după finalizarea acestui proiect să creăm un centru de date și o extindere, de fapt, a acestui proiect, un centru de date și prin asta să extindem la mai multe primării din județ, adică undeva să cuprindem tot județul. Ce vreau să vă spun, astea sunt principalele obiective, așa cum v-am spus, și pe fiecare obiectiv general ne pliem cu activitățile, cu obiectivele specifice pentru Consiliul Județean
și sunt repartizate pentru fiecare compartiment sau fiecare direcție din cadrul Consiliului Județean, se repartizează pentru îndeplinirea acestui proiect, adică acestor obiective. Ce vreau să vă spun, că nu este doar un document care va sta undeva, ci vom lucra după această strategie. Finanțările se vor face după această strategie, proiectele care le vom dezvolta în viitor se vor raporta la această strategie și la aceste obiective generale. Eu vă mulțumesc pentru atenție, nu știu dacă mai avem... Da, vă mulțumesc pentru atenție, dacă sunt intervenții. Da, domnul consilier. Cu 32.874 de locuitori,
adică 5,5% din populația județului, care ar avea în anul 2020 581.440 de locuitori. Tot așa de bine știm că suntem campioni la migrație. Foarte mulți cetățeni din județul Bacău pleacă. Cei mai mulți pleacă în străinătate sau în județul vecinat, în migrație internă și externă. Care sunt cauzele? Tot din profilul lucrat de capră. Administrația este indicată. Și vă dau câteva cifre, tot acolo spune așa. Situația actualizării și aprobării planurilor urbanistice generale, vorbim de administrație, în general. Numai 34,41% din administrația locale au depuse, au planuri urbanistice generale actualizate, vot aprobate. 27,96% sunt în curs și 37,63% nu au planuri. Atunci, de unde vrem dezvoltare durabilă, dezvoltare armonioasă, dezvoltare care se crească de nivelul de trai. Să vedeți cum este situația la strategiile de dezvoltare a OAT-ului. 53,76%. Sunteți în afara spațiului european. Ați constatat odată, ați venit acum în Consiliul Județean, noi astăzi cu atâtea mandate vechi, știți foarte bine situația, ne dați lecții în față aici. Serios, ați fost format acum, v-ați întâlnit la subprefect, v-a instruit domnul Claudiu Năstase și veniți să ne țineți lecții. Dacă vreți să vorbiți la obiect, dacă nu vă iau cuvântul, dacă îmi dați lecții, să știți, ba da, eu chiar vă întrerup că am dreptul să vă iau cuvântul. Votăm sau nu votăm? Ați avut o secundă, că eu vreau să vă spun, totuși conduc ședința. Eu v-am mai spus și de data trecută, noi să tot dați tot felul de lecții așa, vă notați în birou acolo, veniți cu lecțiile aici să încercați să faceți o opoziție la un document care e pragmatic, care e elaborat de specialiști, care a fost în dezbatere publică și care dumneavoastră ați avut acces, că dacă a fost în dezbatere publică, în mod cert puteați să-l vedeți, ținând cont de faptul că sunteți consilier județean și încasați o indemnizație de consilier județean, nu puteți să spuneți că s-a publicat, dar știți, nu m-a anunțat nimeni. Păi urmăriți! Asta este meseria. Nu să veniți să vorbiți în Consiliul Județean și să spuneți că ați citit acum 1600 de pagini. Haideți, domnul, dar chiar, uitați, avem o fisă în ochi, cumva fiecare dintre noi, nu știm cu cine stăm de vorbă. Dar eu nu vă permit decât să discutați la obiect. Dar nu știu dacă îi privește pe cineva ceea ce spuneți noastră. Dumneavoastră încercați să faceți următorul lucru. Încercați să faceți în felul următor. Au fugit oamenii, că dumneavoastră ați fost consilier județean. De fapt, asta am înțeles, atâta timp. Ați fost, câte mandate aveți? Câte? Trei? Ia mulți. Deci 3 ori 4, 12. Și ați constatat acum că au plecat oamenii. De asta aveți retorică politică pe un subiect administrativ? Dumneavoastră aveți retorică politică pe un subiect administrativ? Haideți, domnul Olteanu, nu aveți căderea dumneavoastră să judecați lucrurile. Poate au căderea alții, dar nu dumneavoastră. Dumneavoastră chiar nu sunteți nou în politică. Dacă veniți să faceți o dezbatere politică pe un document pragmatic, să știți că ați greșit. Eu v-am explicat că pe baza monografiei și am prezentat, zic eu, într-o manieră succintă, la concret, ce pași se fac. Dumneavoastră îmi spuneți acum, veniți să spuneți, domnule, au plecat lumea de aici, e nenorocire. Dar sunteți la guvernare, domnule. Aveți premier. Propuneți-i măsuri să aduceți în Bacău toți oamenii. Am dezvoltat o strategie care e făcută de specialiști. Dom'le, dacă eu nu știu să aveți dumneavoastră vreo autorizație sau vreo autoritate în materie să spuneți că sunteți un fel de consultant care ne dați lecții de consultanță pe strategia de dezvoltare. Niciunul dintre noi nu ne-am pronunțat pe specialiști. Astăzi sunteți un om, să zic așa, politic, care încercați să încărcați un subiect politic în cadrul unei ședințe
care ține efectiv de partea administrativă. Strategia de dezvoltare a județului nu este o strategie politică, este o strategie administrativă. Ca atare, dacă încercați să denaturați acest document, care a fost elaborat cu multă muncă, care a fost elaborat în baza unor studii și care dumneavoastră spuneți că au fost în dezbatere publică, dar știți, nu ne-am uitat, că n-am fost anunțați. Păi dacă e publică, cine să vă anunțe? Adică e o contradicție în termen. Fiecare dintre noi are o răbdare să vă asculte și să încercați să vă puneți placa. Dar să știți că dumneavoastră faceți parte dintr-o comisie în care a stabilit că vreți să faceți un regulament și n-ați mai făcut nimic. Așa administrativ, cum sunteți dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți extrem de administrativ, politico-administrativ. Dar încercați să introduceți un subiect pe ordinea de zi și o să vedeți că încercați să transformați ce se întâmplă în Consiliul Local, în partea cealaltă, o să-l mutați în CJ, că așa ați primit directivă de la partid. Nu e nicio problemă, să știți. Noi suntem aici ca să votăm și să votăm pentru cetățean, nu pentru dumneavoastră și nici pentru PNL. Păi, n-ați terminat? N-am terminat. Vreți să citiți toată strategia, că poate o învățăm și noi? Apropo de strategii, spuneați ce îmi spuneți, dacă nu v-ați adus documentul, 55,76% din cartierul din județul Batou, nu au strategii de dezvoltare. 22,58% sunt în curs de adoptare și abia 23,66% au strategii. Deci iată o cauză la Întrebați-mă, care din proiecte este, putem să luăm în considerare și să-l votăm? Proiectul de la poziția 6, creșterea eficienței energetice în clădiri publice, Filarmonica Mihai Jora Bacău, sau proiectul de la pagina 80, de la poziția 83, creșterea eficienței energetice în clădirile publice, Filarmonica Mihai Jora Bacău? N-am înțeles. Asta e proiectul de standard. Este drumul de același proiect, ca să vreau să vă spun. Asta e proiectul de standard. Două la primărie, două la prefectură. Domnul președinte, când este găsesc documentul ăsta? Se repete, că nu știu. Nu, dar eu n-am înțeles ce a spus. Care dintre proiecte? Unu. Are Consiliul Județean, poziția 6. Se repete proiectul de două filistice. Din Adonia Mihai Jura Bato. Da, faceți un amendament și rămâne unul. Poziția 83. Domnul, cine nu muncește, nu greșește. Dar dumneavoastră care nu munceți, nu aveți cum să greșiți. Asta tot din strategie, ține? Nu! Păi nu, dar spune că e greșit. Domnul Olteanu, ați citit invers. Deci uitați, colegii noștri, că eu nu sunt atent la subiect, că deja m-ați pierdut pe traseu, colegii noștri deja vă contrazic că vă contraziceți. Centrala electrochimică este cea care face energie termică din electricitate. Ceea ce puteți să vă spuneți acolo că este centrala termoelectrică care face energie din electrică. Da? 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 E bine când ați rămurit. Doamne, e bine când ați rămurit. Ați salvat strategia de dezvoltare. Era marea Constituție a domnului Panchir cu această centrală, nu înțeles. Iată că nu este electrotermic, este termenic, domnul Panchir. Domnul vicepreședinte, Panchir este avocat. Dar și nu se bagă pe inginerii, cum eu vreau să n-ar trebui să vă băgați. Sunt inginer, de-aia spun. De ce este? În concluzie. Ce se întâmplă? Grupul Consiliului Liberal votează acest proiect. Atunci când sunt documente normative care presupun
testamentul decizional, să fim și noi anunțați. Apropo, vreau să văd dacă s-a făcut anunț în presă, așa cum spune legea. Sunt să facă proba acestui anunț în presă. Uitați, consilier județean Silviu Pravăț vrea să vă întrebi ceva. Îi dau cuvânt. Se rușinea mea a fost parcurs cele 1060 pagini, dar poate domnul chiar nu știe dacă în strategie este cuprins și construirea unui mausoleu pentru domnul Mărteanu. Sunt sau cu S? Cu S. Cu S pentru domnul Mărteanu. Mulțumesc. Domnul Mărteanu. Dar ați găsit? Eu domnul cu S. Dacă domnul Pravăț a decis Ianus, e problema de să ne avem. Am ieșit cu acest debat și cum are domnul Mausoleu. Da. Mulțumesc. O să vă rog să nu vorbiți peste nimeni și vă dau pentru eu la fiecare. Domnul Adrian Nestor. Domnul coleg, a spus că suntem campioni. Nu ne considerăm campioni. Singurul campion din sala asta sunteți dumneavoastră. La fuga de plata datoriilor. Da. Altceva nu mai știu, domnul Nistor, v-ați contaminat la poliție. Serioasă? Da. Ce să facem, domnul? Nu s-a contaminat la poliție. Dacă îmi permiteți să vă dau un cuvânt, pentru că poate și domnul Vasilie Județean Foc. Vă rog. Vă mulțumesc, domnul președinte. Părerea mea că aici nu și simt dezbaterea politică. Domnul Olteanu, domnul Consiliu Olteanu, avea dreptul să-și expună acest punct de vedere. Dar la urmă, durează mai mult această contradicție civică. O să fie la vot. Dacă vrei și vor să voteze, nu înțeleg. Păi nu, tocmai ca să terminăm discuțiile inutile, o să supun la vot proiectul de hotărâre dacă nu sunt alte intervenții. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Domnul Boca se abține, da. I-a plăcut dezbaterea, dar nu i-a plăcut. Nu-i problemă. Fiecare are conștiința lui. Dacă vrem să dezvoltăm județul, trebuie să aplicăm strategii. Da. Mulțumesc că proiectul de hotărâre a fost adoptat, strategia județului a fost adoptată cu o abținere și 34 de voturi. Am să trec la punctul 3 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizare DG117B, Scăriga, intersecție DG117, Poiana, Helegiu, intersecție DN11, tronsonul Poiana, Helegiu, DN11, lungime 2,150 km, județul Bacău. Voturile sunt, din comisie sunt favorabile, dacă nu sunt intervenții, să supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, vă mulțumesc. Proiectul de pe ordinea de zi, proiectul 3 de pe ordinea de zi a fost aprobat. La punctul 4 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind devizul, aprobarea devizului general actualizat aferent proiectului creșterea eficienței energetice în cadrul clădirii publice Filarmonica Mihail Jora Bacău, depus în vederea finanțării pentru programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, derulat prin administrația Fondului pentru Mediu. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Domnul, da, nicio problemă, nu notați acolo. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 5 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 14 metri pătrați din zona drumului județean DG119B, situat în satul Hemiuș, comuna Hemiuș, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumuri Bacău, în favoarea SC Delgaz Gridesa. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La votul online s-a exprimat? Cred că nu s-a exprimat.
la inițiativă. A primit formular. A votat pentru. Vă mulțumesc. Deci proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 7 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea, mă scuzați, la punctul 6 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a județului Bacău pe anul 2022. Sunt intervenții? Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Da, nu sunteți în... S-a votat online? Domnul Melinte, dați-i un bip domnului Vreme, poate nu putează. Da, nu putem aștepta la nesfârșit. Oricum, proiectul de hotărâre a fost votat cu 31 de voturi. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 39, per 2016, privind aprobarea organigramei și a statului de funcție la unele instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău, cu modificările ulterioare. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Dar vedeți ce cu domnul Vreme ce se întâmplă, că nu... Domnul Vreme, conexiune slabă, nu se poate așa ceva. Dă-i... poate să voteze pe chat. Da. Mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor 1 și 2 la hotărârea Consiliului Județean Bacău din numărul 119 per 2022 privind aprobarea organigramei, statul de funcție și a regulamentului de organizare și funcționare la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Aveți un amendament de făcut? O intervenție? Da. Știu că s-a decis pe ordonanță posibilitatea de desfințare a unui teatru la spital și anunțez că va fi preluată la posibilitatea. În ordonanță se specifica necesitatea informării curții de conturi și a UCAVI privind acest dispariția acestor posturi. Vreau doar să întreb dacă s-a respectat termenul și ce s-a spus. Deci noi avem obligația de a informa. Nu de a cere aprobarea. După adoptare, de a informa. După adoptare, o să anunțăm. După adoptare. Pentru că, să știți că la fel, acolo unde avem audit și asta au fost și politica Consiliului Județean, mă refer din punct de vedere administrativ, de a strânge totul într-o zonă de audit care înseamnă Consiliul Județean. Consiliul Județean ca executiv. Nu există niciun impediment din punct de vedere legal să votăm această hotărâre și noi, în mod evident, că vom informa conform prevederilor legale. Ar putea fi un lucru bun, dar am avut impresia că în ordonanță se scrie că trebuie cu 30 de zile informat înainte de adoptare de către Consiliul Județean. Deci de asta vreau. Nu, dar
Nu, pentru că altfel nu trecem de toate. Etapele de verificare a legalității. Cu ce ori se trece zilele următoare înainte de emiterea deciziei cu timp modificare cu partea dar adică, da, înainte de a da, da, corect. Mulțumesc, mulțumesc. Dacă mai sunt alte intervenții, eu zic că ar trebui să vedeți că noi mergem pe o eficientizare a activității și pentru a desfășura un control unitar la toate instituțiile din subordine. Și cam asta se va aplica peste tot. Dacă ați văzut, cam în toate instituțiile care le avem în subordine, am desființat ce considerăm că, cum s-a întâmplat și la DGASPC, s-a desființat auditul de acolo și auditul va veni din partea Consiliului Județean. Pentru că așa e și firesc, așa mi se pare firesc, este o colaborare corectă între auditul Consiliului Județean și Curtea de Conturi. De fiecare dată se bazează pe ceea ce serviciul de audit din cadrul Consiliului Județean constată și plus că, așa cum ați văzut, am înființat de la începutul anului un corp de control care verifică ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse. Cam asta a fost viziunea de a urmări actul administrativ, îndeplinirea unui act administrativ în cadrul tuturor instituțiilor din subordinea noastră și din cadrul Consiliului Județean, evident. Mulțumesc! Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Da, mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 9 de pe ordinea de zi se prezintă hotărârea privind exproprierea unui imobil, proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes județean, consolidare drum cu zid de sprijin, DG252, Buhoci-Bibirești, kilometru 121-630, județul Bacău. Supun la vot, dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 10 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind plata cotizației anuale a județului Bacău în calitate de membru către Asociația Grup de Acțiune Locală CAL, Confluențe Moldave, pentru anul 2022. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi. Se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind plata cotizației anuale a județului Bacău în calitate de membru către Asociația Grup de Acțiune Locală GAL, Plaiurile Bisteței, pentru anul 2022. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Se prezintă la punctul 12 de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind demararea procedurii de achiziție a unui teren arabil situat de extravilanul Comunei Corbasca, județul Bacău, identificat cu număr cadastral 62.122, aflat în proprietatea unei persoane prin procedura negocierii directe, astfel cum a fost aceasta reglementată prin hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 228/2018, privind aprobarea regulamentului privind achiziția de bunuri imobile în domeniul public sau privat al județului Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 13 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor bunuri imobile situate în Unești, strada
Adrian Păunescu, numărul 1, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, în favoarea protejeriei onești. La acest punct l-aș invita pe Părintele Protopop Bârgoanu să prezinte pentru ce a solicitat acest imobil. Dânsul mai are o parte din imobil în care desfășoară o activitate socială extrem de importantă pentru persoanele defavorizate din zona Oneștiului, dar cred că cel mai bine vă prezintă dânsul proiectul și mulțumesc pe această cale că a venit la ședința Consiliului Județean. Vă rog, Părinte Protopop. Ceea ce a spus Părintele Protopop v-a convins că este un act de care se duce efectiv către beneficiar, către zona socială. Părintele Protopop a dezvoltat acolo un proiect extrem de generos și nu doar prin participarea, să zic, a Consiliului Județean, acolo mă refer la clădire, ci și prin efortul unor investitori din zonă s-a reușit să asigure o masă caldă pentru atâți copii și noi sperăm să fim în continuare și o să fim în continuare un partener pentru a dezvolta proiecte sociale cu protopopiatul Onești și nu numai. Mulțumesc. Dacă sunt alte intervenții, vă rog, domnul consilier județean Olteanu. Mulțumesc.
vedeam, vedeam ceva care ne gândim de muncă, de fapt, vedeam să reabiliteze o clădire care este avariată, într-adevăr, și apoi să-și împlinească misiunea socială pe care și-a luat-o. Alții care le-am dat mai mult, minoare de eu, n-au avocat Alexis să ajungă până aici să ne prezinte proiectele lor. Cu atât mai mult este de apreciat gestul părintelui, care este o dovadă vie, dreptul și instituția pe care o reprezintă, că atunci când o faci cu suflet, când faci un lucru cu suflet, când ești empatic, când ai har, îți reușești mai bine decât atunci când o faci ca obligație. Instituția de stat nu reușește să facă ceea ce face în biserica, în activități sociale și cei care nu știți Oneștiu, care nu știți ce face părintele acolo, oricând puteți merge, vă invita părintele la cel părinte Ștefanian, oricând și oricine este binevenit, sunt convins. Am votat eliberarea și celelalte două dări în folosință, celelalte două corpuri de credere, vom vota și acum cu toată convingerea și știm că acolo se vor întâmpla lucruri deosebite. Mulțumim, părinte, și felicitări și succes în continuare. Da. Părinte, mulțumim frumos, dar aș vrea să fac o specificare, că am impresia că nu s-a înțeles foarte bine, de fapt, de ce nu este reparată acea clădire. Pentru că eu nu permit să las lucrurile în coadă de pește. Am să vă spun un lucru. Instituția DGASPC se restructurează. Restructurându-se într-o manieră legală, iar clădirile pe care noi le avem în administrare din prin DGASPC nu mai pot intra pe o finanțare ținând cont de faptul că nu mai are aceeași utilitate. Noi încercăm să externalizăm cât mai mult din serviciile sociale în așa fel încât copilul să aibă și copilul și adultul să aibă cele mai bune condiții, așa cum v-am explicat și data trecută. Atunci ne rămân locuințe, clădiri, care le putem da în folosință gratuită. N-aș vrea să se creadă că noi nu suntem capabili să reparăm ceva și îi dăm părintelui să repare și să facă acte de caritate, pentru că noi nu putem să le facem. Să știți că asistența socială de la nivelul județului Bacău este cunoscută la nivel național, și în acest moment trece printr-un proces de modernizare, cu dureri, e adevărat, dar eficient, care se îndreaptă exact către beneficiar, respectiv copil, adult. Vă mulțumesc, Părinte Protopop, dar am vrut să elimin această paranteză, să nu se creadă că noi ne debarasăm de lucruri care nu putem să le facem și dăm altcuiva să le facă. Noi suntem un partener loial și transparent cu protopopiatul, ca atare de fiecare dată când Părintele Protopop a venit cu o solicitare la noi, noi am răspuns pozitiv în limita condițiilor legale. Mulțumesc, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Dar n-are cum. Da? Era cu două mâini, sunt convins. Da, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat și eu vă garantez că o să fim alături dumneavoastră, Părinte Protopop, și în alte acțiuni. Am să trec la punctul 14 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului general Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău pentru ca, în numele și pentru Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bacău, să obțină avizele, acordurile, certificatele, autorizațiile pentru obiectivele de investiții realizate prin Programul Național de Investiții Angel Salini și recunoașterea ca opozabile Județului Bacău a celor obținute în diferite etape a derulării programului.
Dacă nu sunt intervenții pe acest punct, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Mai avem votul de la... Ați inițiat, domnul... Da. Proiectul de hotărâre a fost... uite că votează, domnul. Da, proiectul de hotărâre a fost adoptat, vă mulțumesc. La punctul 15 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului special a reprezentantului legal al județului Bacău la adunarea generală ordinară a acționarilor SECE, Compania Regională de Apă Bacău, convocată în data de 19 octombrie 2022, ora 15. Dacă sunt intervenții pe acest proiect, vă rog, domnul consilier județean Olteanu. Am văzut că prin pe se cere să votăm pentru, să dăm mandat reprezentantului nostru, să voteze pentru acest raport financiar al Consiliului de Administrație. Am citit raportul și mi-am îndrăznit. Dacă așa ceva trebuie aprobat și acest Consiliu de Administrație trebuie să fie acceptată, nu ne așteaptă pe nimeni bun. Din raport am văzut că proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii calului și apă uzată în perioada 2014-2020 pentru care s-a semnat contractul de finanțare din 3 decembrie 2020 în valoare de peste aproape de la jumătate miliarde de euro are un progres fizic de 2% oameni. 2% și este perioada până trebuie să fie implementat în decembrie 2023. Mai avem un an și jumătate. Ce se întâmplă? Credeți că într-un an și jumătate, dacă în 2 ani și jumătate nu s-a făcut decât 2%, ce se va întâmpla într-un an și jumătate? Dacă nu se iau măsurile radicale, nu? E grav. Ce se va răspunde? 4 contracte de lucrări din 6 anulate, care au fost inițiate în 2022. Din 8 contracte inițiate, proceduri inițiate în 2021 pentru 2022, 5 anulate. Se votăm pentru așa ceva, lăsăm în continuare un astfel de Consiliu de Administrație, păi riscăm să pierdem acel jumătate de miliard de euro, noi, și apoi și România va fi sancționată pentru așa ceva. Noi nu putem vota așa ceva, votăm împotrivă, adică votăm mandatul să fie de, să nu fie pentru ce să fie împotrivă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Olteanu, sunteți specialist în fonduri europene, am observat. Aș vrea să fac câteva precizări pe baza acestui contract în care dumneavoastră, domnul consilier județean Olteanu, n-ați avut niciodată vreo contribuție și nici nu cred că zona PNL poate să vorbească de aplicația POIM. Faptul că în 2020 s-a semnat această aplicație record de 470 de milioane de euro a fost un câștig și a fost un merit necondiționat, direct, al conducerii de atunci. Respectiv, care este și acum, cu o singură excepție, cu excepția faptului că doamna director Geam și-a dat demisia. Am să vă explic progresul fizic al proiectului. Pentru că, știți, e ușor să vorbești în... la modul general să pui procente, dar nu știți câtă muncă este în spate. Acel proiect a început undeva din martie 2016, aplicația POIM, pentru a se finanța de-abia în 2020. Dacă cineva de aici crede că se putea implementa în 2 ani de zile o asemenea aplicație, undeva să avem deja absorbite 260 sau 250 de milioane, se înșeală. Am spus de la început că va fi o muncă grea,
O muncă în care trebuie să participe fiecare. Să nu uităm că Consiliul Local Bacău este acționar majoritar la CRA. Ori noi, Consiliul Județean, suntem minoritari. Deciziile de cele mai multe ori, și am sesizat, și nu este o surpriză că dumneavoastră vă abțineți, că așa s-a întâmplat și în Consiliul Local, vă abțineți sau votați împotrivă, și transformați un proiect pe fonduri europene, încercați să-l faceți că a eșuat. Vă pot anunța că proiectul se fazează de regulă. Deci nu există risc de pierdere a fonduri, de fonduri europene în condițiile în care nu există contradicții între acționari. Vă anunț că în aplicația POIM, în momentul când apar contradicții între acționari, se poate sesta proiectul. Fără nicio problemă, scrie în contract. Am anunțat-o public. Se continuă aceeași retorică și am văzut-o și publică și m-am așteptat la această reacție din partea grupului PNL, nu mă surprinde, aceeași retorică pe o aplicație POIM în care nu există nicio contribuție din zona ieșicherului politic PNL, dar în schimb există critici și piedici. Am să vă dau un exemplu. Există un contract semnat de 32 de milioane de euro pentru aducțiunea Stejarul Bacău. Nici în acest moment, de-abia în acest moment, dacă nu mă înșel, în ultima ședință, s-a trecut la expropiere. Dumneavoastră spuneți că sunteți, sprijinim acest proiect? Păi de ce n-ați inițiat în ședință de Consiliu Local să urgentăm? Am trimis nenumărate adrese atât din partea DIB-ului, cât și din partea Consiliului Județean, cât și operatorul CRAB a trimis adrese să se treacă la expropiere pentru a se da ordin de începere a lucrărilor. Trecând un an de zile de atunci aproape. Pe de o parte, am auzit anumite vehiculări, am și văzut în presă și nu numai, pe media, că, domne, uite, proiectul respectiv sau proiectul, aplicația POIM este încurcată de conducerea CRAB și de Consiliul de Administrație. Păi Consiliul de Administrație, vreau să vă spun, e partea neexecutivă a unei conduceri. Conducerea CRAB, după cum ați văzut, a fost de fiecare dată șicanată, încurcată în a-ți desfășura activitatea. Noi suntem într-un proces acum cu obligația de a face pentru a pune în siguranță conducta, pentru că altă modalitate de a obliga un executiv, un consiliu local de a trece la punerea în siguranță a conductei de apă, nu avem. Și vorbim de faptul că avem grijă că s-ar putea să piardă fonduri europene. Păi de ce să se piardă fonduri europene în condițiile în care fiecare etapă pe care o parcurge, presupun că nici nu știți etapele implementării, pentru a ajunge să fie publicat în SICAP documentația, trece prin foarte multe furci ca udine. Abia acum 2 săptămâni viza de către s-a dat verbal viza Jaspers pe toate proiectele. Pentru că nu este un singur proiect care îl urcăm și nu e un buget pe care îl execuți cum îl execuți în administrativ, pe buget local. Nu poți să urci anumite lucrări dacă nu are o viză finală. De către Jaspers. Jaspers-ul propune modificări de soluții. Dacă tot vrem să ajutăm acest proiect, vorbiți cu primarul din Dărmănești să dea viză favorabilă pe proiect. Dacă vrem să fim toți să tragem la aceeași direcție. Nu să nu-mi dea viză și să îmi încurce partea de proiect. Că nu, deși inițial a dat o viză, acum are trasul. Nu, domnule, nu mai putem da.
Nu putem să ne jucăm cu genul ăsta de retorică, dumneavoastră să ne împingeți pe scări și după aceea să ne întrebați de ce ne grăbim. Este o treabă extrem, extrem de sensibilă de explicat și public, dar să știți că nu asta este modalitatea prin care putem să atragem și putem implementa fonduri europene. Dacă nu știți, o perioadă de 2 ani de zile, pandemie, creșteri de prețuri și nu numai, război lângă noi și au crescut prețurile. Am încercat și am reușit să mărim prețurile din aplicație. Pentru toate astea de trebuie viza celor care verifică proiectul. S-a mai speculat un lucru, că domnule, sunt prețurile mici, de asta nu vine nimeni la licitație. S-au făcut dezbatere publică. Vă spun de ce nu vin la licitații. Nu vin la licitații pentru că există tot timpul o contradicție între Consiliul Local și Consiliul sau ADIP, CRAB și zice fiecare participant la licitație, de ce să mă duc acolo unde se ceartă ăștia? Nu noi am ridicat acest lucru. Noi am încercat să mergem înainte. S-au depus un efort extraordinar de mare să se poată urca în SICAP, să cerem anumite aprobări prealabile, măcar și ăla care sunt fără viza Jaspers, să fie publicate, să putem contracta. Dar dacă noi cu un contract semnat abia acum reușim să deblocăm și să trecem la expropieri, unde este vina Consiliului de Administrație pe care îl votăm azi? Și nu uitați un lucru. Din Consiliul de Administrație, de când s-a transformat, din 2009, dacă nu mă înșel, sau 2010, au fost și reprezentanți PNL care au participat la fiecare decizie de acolo. Și, deși au participat la fiecare decizie și au avut și conducere din zona liberală, acum se trezesc că, domnule, nu mai este bună conducere. Nu zic că nu sunt lucrurile care nu sunt lucruri care trebuie îndreptate. Nu zic că nu sunt aspecte care trebuie corectate. Departe de mine de a ține apărarea cuiva. Dar genul de ipocrizie în care și pe media și în cadrul văd mai nou în cadrul Consiliului Județean să fie aceeași retorică, să zic nihilistă, sper că cunoașteți termenul. Nu cred că face bine implementarea de fonduri europene. Să știți că acolo unde se lucrează în cadrul Consiliului Județean și sunt etape de implementare, colegii noștri știu ce să facă. Dar nu avem piedici. Pe când într-o zonă în care noi nu controlăm ca și Consiliul Județean. Nu suntem acționari majoritari. Am solicitat la un moment dat să mărim capitalul social. De așa natură încât să avem o putere de decizie. Păi e suficient ca să fie o hotărâre de Consiliu local împotriva unei hotărâri date de ADIP. Și s-a închis subiectul. Cam asta este practica. De asta cred și sunt convins că așa s-a întâmplat, directorul general și-a dat demisia. Pentru că nu poate să facă doar cu piedici să construiască ceva. Și mai mult decât atât, avem acționari majoritari să se ocupe de probleme. Este oarecum și jenant pentru noi să venim să spunem acum când n-am dat o mână de ajutor. Atât în Consiliul Local, cât și până acum în Consiliul Județean nu am avut piedici. Dar votul dumneavoastră împotrivă, de fapt, înseamnă vot împotriva implementării acestui proiect. Ca să se folosească ca vehicul politic, undeva în 2024, nu s-a reușit, nu s-a făcut, nu s-a implementat. Dacă nu mai sunt alte lor de poziții, vă rog, domnul consilier județean Cosmin Necula. Mulțumesc, domnule președinte, să fiu foarte succint. Am observat și eu retorica conducerii actuale a PNL-ului. Vă
făcut utopii în așteptarea cererii unor fonduri europene. Nu doar că este destructivă, dar este o demagogie ieftină politică, în speranța atragerii vreunor voturi. Cumva ne așteptăm, dacă se vor pierde niște fonduri europene, lumea să ne aplaude pe unii sau pe alții, ca am anunțat noi înainte. E cea mai destructivă atitudine pe care putem să o avem. Domnule președinte, ați menționat stejarul Bacău. Spuneți-le în clar la oamenii aceștia ce înseamnă stejarul Bacău și joacă asta pe această magistrală principală de aducțiune cu apa municipiului Bacău. Faptul că tu te trezești în ceasul al 12-lea după ce te răgănezi, atâta timp tu, Consiliul Local Bacău, sau mai exact cei care introduc ordinea de zi a Consiliului Local Bacău, proiecte de hotărâre, să te răgănezi atâta timp să nu știi cum să faci această expropriere, într-adevăr, mi se pare o punere în pericol a stării de sănătate a populației. Dar dincolo de acest aspect. Indiferent că suntem în pericol sau nu suntem în pericol de a pierde aceste fonduri europene, datoria noastră este să facem tot ceea ce ne stă în putere, să găsim măcar în ceasul al 12-lea soluția să le obținem. Traseul în sine a acestor fonduri europene este unul extrem de complicat și dau dreptate președintelui Consiliului Județean în absolut ceea ce v-a spus. Aceste vize interminabile, acest tip de consultanți pe care nu i-a angajat Consiliul Județean și nu compania de apă, ci statul român, trec și creează tot felul de filtre care, din păcate, de foarte multe ori, au menirea de a încetine aceste proiecte. Discuțiile pe care trebuie să le avem trebuie să fie unele foarte seci și foarte simple. Ce mai putem să facem și ce ne stă nouă în putere ca și Consiliul Județean, ca și acționar majoritar sau minoritar, pentru a duce la capăt aceste proiecte? În niciun caz ne arătăm ușii să demonstrăm noi că vai, Consiliul de Administrație a făcut sau nu a făcut și de-aia am plătit noi fondurile europene. Și după aia aplaudăm fericiți, a uite s-au pierdut fondurile. Oameni buni, fondurile astea europene sunt pentru noi toți. Nu sunt pentru unii sau pentru alții. Și vă spun că lipsa de apă o și aia de la PNR, și aia de la PSD, și aia de la Pro-România. Și nu ne aplaudă de niciun. Fapt pentru care voi susține întru totul acest mandat. Iar dacă este nevoie, să mergem inclusiv în fața Consiliului Local, să-l facem să înțeleagă. Unu, că este acționar majoritar. Doi, bâdădeiala asta, încercarea de a temporiza unele proiecte din ciclu Bapea Mântii, că am văzut noi că tu nu ne ajuți acolo să ce facem și noi ție, este mai mult decât destructiv. Pe aceea suntem în aceeași speță cu Spitalul Județean și Spitalul Municipal. Da, investiții care stăm și le așteptăm pentru că unii au boli mai mari. Asta e realitatea. Vă vom susține proiectul pentru totul, domnule Cristian. Mulțumesc, domnul Consiliu Județean. Aș vrea să fac în retorica pe care am avut-o, am uitat un amănunt extrem de important și se referă la faptul că s-a vehiculat că ar fi prețurile ar fi subevaluate. Să știți că a fost o sesizare făcută către MIPE și mai sunt sesizări făcute către MIPE din partea acționarului majoritar, ca să nu folosesc nume. Într-una din sesizări s-a transmis că pe Bacău valorile sunt subevaluate. Au fost în control, au luat tot ce înseamnă documentație, au verificat-o și ce să vezi? Nu numai că nu erau subevaluate, erau pe alocuri cu 20% mai mult decât era relativ prețul pieței. Mai este raport scris, se poate vedea, semnat de către evaluatori externi, care nu au legătură nici cu Consiliul Județean, nici cu Consiliul Local, nici cu CRAB-ul, nici cu ADIB-ul. La reclamația făcută de către acționarul majoritar, mai mult decât atât. Noi știm că se fac presiuni către MIPE ca acest proiect să fie încurcat. Noi am solicitat, tocmai pentru rapiditatea implementării acestor proiecte, descentralizarea acestuia, conform Ordonanței 109.
Am solicitat două puncte de vedere până acum, unul din partea DIB-ului, unul din partea CRAB-ului, în așa fel încât după ce să vedem dacă apare și viza scrisă a Jaspers-ului, să putem da pe fiecare localitate cu un lider să implementeze acest proiect. Mai multă deschidere, mai multă transparență și mai multă, să zic așa, preocupare de a implementa și de a dezvolta ceea ce înseamnă rețeaua, infrastructura de apă, canal, nu cred că, nu mai văd ce alte soluții să fie. Am supus dezbaterii publice aplicația pe ceea ce înseamnă Bacău. S-a splituit în două, să fie un lot mai mic, unul mai mare, în funcție de priorități. Nu s-a primit nicio notificare prin care să spună că prețul este mai mic. Dar afirmații se fac. S-au anulat licitații. De ce credeți că n-au venit constructorii? V-am spus de ce pe de-o parte, dar pe de altă parte piața este instabilă pe prețuri. Cine vine să-și bage banii inițial și după aia să crească cu 60% și să nu mai poată dezvolta proiectul? La asta v-ați gândit? Nu. O folosim politic. Foarte bine. Folosiți-o. Dar pierdem toți. Nu cred că este o abordare constructivă. Nicio problemă. Puteți vota împotrivă. Este opțiunea noastră. Nu cred că ne afectează. Dar vă atrag atenția că această retorică pe marginea unei aplicații în care partea din PNL nu a avut nicio contribuție, nu poate să vină să ne dea lecția. Noi să ne străduim prin ADIB și cât putem la nivelul Consiliului Județean acest proiect să se implementeze așa cum trebuie să se implementeze. Cu soluții, dar nu cu probleme. Cu soluții la probleme. Am să vă invit la un moment dat ca să vedeți un grup de lucru și să dați dumneavoastră soluție pe grupul de lucru ce anume trebuie făcut ca să intrăm, ca să putem demara anumite proiecte. Ca să putem da drumul măcar la ordinul de începere a unor lucrări. Asta s-a trenat 6 luni de zile. Nu s-a răspuns la nicio adresă. Nu s-a pus pe ordinea de zi. Nu că e vinovată primăria Scorțeni. Nu că nu-i treaba noastră. Că nu suntem noi proprietari de conductă. De la Valea Uzului până în Bacău, proprietar de conductă este primăria Bacău. Adică Consiliul Local. Trebuie să fim clari și la obiect. Ne chinuim prin ADIB să obținem toate avizele și autorizațiile pentru punerea în siguranță a conductei. Obținem, dar nu putem plăti noi. S-a delegat de fiecare dată, s-a încercat să se dea responsabilitatea pe altcineva. Numai pe cel care este cu adevărat responsabil, nu. ADIB-ul s-a implicat mai mult decât trebuie în această problemă. Consiliul Județean a plătit partea de soluție pentru a pune în siguranță conductă. Ce a făcut acționarul majoritar? Proprietarul. Tocmai de asta suntem în proces, pentru că ADIB-ul trebuie să apere interesele și celorlalți primari din județ, primării din județ, care sunt beneficiarii acestor fonduri. Dar, repet, există, da, un risc, riscul de a se sista plățile în condițiile în care apar divergențe între acționari. Și vă arăt, conform contractului, că acolo așa scrie. Și noi să putem să facem nimic. În loc să punem umărul, ne creăm probleme. Vă rog, domnul consilier județean. Domnule președinte, stimați colegi,
fiind consilier local la municipiul Bacău, am fost și eu în AGA Laca. Am fost câteva ani. Am văzut cum se lucrează cu conducerea cramului atunci, am stat puțin și am plecat. Nu trebuia să plecăm, ci trebuia să plece conducerea așa. Astăzi, vedem cum se lucrează. Vorbim mai cu politică. Haideți, vorbim cinstit, corect, cum se lucrează și deci n-am schimbat conducerea până acum. Pentru că exact cum se lucra atunci, aceeași situație se lucrează și acum. Și vedeți ce s-a întâmplat după ce am plecat mai atunci din AGA? De câte ori s-a spart, s-a rupt, s-a conducta care vine la AGA. Pentru că s-a lucrat cum s-a lucrat. Da? Mulțumesc. Da, să știți că n-am invocat lungimea mandatului, ci numărul lor. Mulțumesc. Domnul consilier județean. Mulțumesc, domnul președinte. Am fost în expunerea faptului că nu s-a realizat aducțiunea de la Stejadu, s-a menționat doar lipsa exproprierilor, dar faptul că firma care a câștigat hidroconstrucția este în insolvență și nu poate să cumpere nici măcar materiale pentru realizare și nu poate să dea... Vă răspund. Este o altă problemă cu care nu este vina acționată la majoritate. Mai este și problema pentru că au fost prea multe licitații la care spuneți că deși a fost trecut și de 20% prețul de viață la revenire. Și atunci apare problema. USR-ul se va abține la aceste lucruri. Da, mulțumesc, doamnă consilier. Ți-am să vă răspund de... punctual și tehnic. La ceea ce... am să vă răspund punctual și tehnic. Ca să poată să lucreze hidroconstrucția, trebuie să aibă un ordin de începere. Asta e un aspect. E adevărat, nu se află în faliment, ci în reorganizare. Nu. Da, corect. Ce vreau să vă spun? Să știți că există o derogare pe care noi am obținut-o, apropo de prețul la material, în care cel care a câștigat licitația, vine cu materialele, le aduce, noi le plătim. Tocmai pentru a evita creșterea prețului la materiale. S-a luat derogare de la MIPE, s-a obținut acest lucru, lucru de care beneficiază și hidroconstrucția. Deci nu asta este problema. Eu v-am spus că de unde am plecat și cât s-a tărăgănat până a ajunge în această situație. În momentul când am câștigat licitația, nu era în insolvență. Ulterior, a ajuns în reorganizare. Se știa, erau multe date care nu știu, eu n-am... Poate se știa la dumneavoastră, dar eu n-am auzit așa ceva și nu... Și vreau să vă spun că... Acolo e o comisie care stabilește, nu suntem noi să știm ce e în interior și ce nu e în interior. Dar eu v-am răspuns tehnic ce se poate face. Nu cred că asta poate să fie un impediment de a-și respecta contractul. Dar faptul că am o întârziere de un an de zile e o problemă. Este o problemă. Și cred că asta trebuie să ne preocupe. Nu vreau și nu dau posibil, sunt licitații anulate, dar așa cum sunt, nu doar aici, peste tot. Bacău va rămâne, municipiul Bacău, până în 2012, va rămâne fără
Deci, mă bucur că mi-ați ridicat mingea la fileu. O să vedem ce se întâmplă în municipiul Bacău, că s-a alocat prin programul Angel Salini, prin care partidul nostru nu l-a votat, 43 de milioane pentru infrastructura de apă. 43 de milioane pentru structura de apă, poate să dea drumul la licitații cu clauză suspensivă, să stabilească prioritățile și să se rezolve problema apei în Bacău. Noi vorbim de aplicații care nu se suprapune și ține de aducțiune în care este proprietar. Și să știți că din, noi am avut multe întâlniri cu primarul Bacăului, cu cabinetul dânsului, legat de cum să facem să reușim să se semneze contractul, să fie adjudecat. Toate soluțiile puse pe masă, alea le-am aplicat de comun acord. Nu cred că întâlnirile rezolvă problema, ci criza economică rezolvă problema. Am propus lucrul ăsta. Să știți. Am propus lucrul ăsta. Într-adevăr, a fost flexibil în momentul când am modificat regulamentul pentru refacerea străzilor, tocmai ca să crească din valoare, pentru că se refăcea toată strada. Dar s-a aplicat tot ce s-a putut aplica. Nu pot să acuz pe cineva care a depus eforturi pentru faptul că nu au venit firme la lucrări. Nici nu putem să depășim legea. Este o zonă sensibilă. Da. Mai sunt intervenții? Dacă nu mai sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre așa cum v-a fost prezentat. Cine este pentru? Era să voteze și Cezarul. Da. Era să votați, domnul Cezarul. Da, ridic apă după să jos. Abțineri împotrivă? Abțineri împotrivă? Haideți să vedem abținerile. Ce nu mai am fost în listat la abținerile? Domnul președinte, dați conducerea capului la USR-PNL și s-a rezolvat. Da, au posibilitatea acum, e drumul liber să vedem capacitățile. Dar vă spun că selecția se va face de către o firmă independentă. Dați-vă și mai rog posibilitatea. Păi nu, asta e problema. Să vedeți ce repede implementează. Da. Împotrivă. Câte voturi împotrivă? Hai să ridici ăștia. 1, 2, 3. Da. Haideți să anunț rezultatul. Vreți să luați cuvântul? Nu. A. 22 pentru. Deci cu 22 pentru. 4 abțineri. 8 împotrivă. 8 împotrivă. S-a adoptat hotărârea în forma în care a fost prezentată. 5. Corect. Da, deci nu vreau să închei ședința. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Nu vreau să închei ședința până a nu-l felicita pe domnul consilier județean pentru faptul că mi-a ridicat mingea la fileu. Într-adevăr, domnul, ce e adevărat? Cum s-a lucrat în 2009-2010 2011 pe conducta de aducțiune, nu vreau să se repete acum. Corect? Ați avut perfectă dreptate. Da. Mai avem un proiect? Da, au. A, mă scuzați. Da, și important. Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Bacău. Eu am să vă citesc componența comisiei. O avem astăzi. Se aprobă componența comisiei pentru protecția copilului după cum urmează. Conform legii, doamna secretar general, președinte Zara Elena Cătălina, vicepreședinte Codreanu Cristian, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, supleant vicepreședinte Avorniciță Irina, director general adjunct Asistență Socială pentru Copil, membru titular Balcanu Diana Elena, reprezentant a DSP-ului, membru supleant Chiriac Irina, reprezentant al DSP-ului,
Membru titular, Droiman Oana Maria, reprezentant al ISJ Bacău. Membru supleant, Potop Carmen Adriana, reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean Bacău. Membru titular, Coroiu Mihaela, reprezentant al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială. Membru supleant Cojocaru Oana Antonela, reprezentant a Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău. Membru titular Lăcătușo Angela, reprezentant a Asociației Another Chance. Membru supleant Ciobanu Florentina, reprezentant a Fundației Iana You Are Not Alone. 7. Membru titular Ilieș Iosif, reprezentant al Fundației Sfântul Ioan Bosco. Membru supleant Lungu Răzvan, reprezentant al Asociației Copiii în Sânul Familiei. Ăștia sunt membrii care au fost desemnați de către fiecare instituție în parte. Doamna secretar generală este conform legii desemnată, ca atare supun la vot proiectul de hotărâre în forma în care v-a fost prezentată. Cine este pentru? Cine este pentru? Vă rog. Voturi împotrivă? Abțineri? Mă atest cum domnul Vremeni a participat în aceste sesiuni. Domnul Vremeni, left. Da. Acestea fiind zise, vă mulțumesc pentru participare, vă doresc un weekend liniștit.